Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur că după un oarecare timp vă regăsesc în casa Domnului și aș vrea în seara aceasta să continuăm să stăm înaintea Domnului cu un cuvânt care continuă mesajul cântării. E adevărat că speranța noastră și așteptarea noastră este revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și o imagine ideală despre venirea Lui, va veni pentru noi, ne va duce la El. Marea problemă că până la venirea Domnului Iisus Hristos, până apare, trebuie să fim pregătiți pentru anumite lucruri. Sunt anumite evenimente, sunt anumite stări, sunt anumite concepte care sunt la momentul respectiv. De aceea aș vrea să citesc un pasaj biblic și să vorbim câteva lucruri din el. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, vom deschide la Matei, capitolul 24, de la versetul 4 la versetul 14, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 952. Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. După cum v-am spus, așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos, însă această revenire a Domnului Iisus Hristos este prefațată de anumite lucruri unice în istoria omenirii, pe care Biblia le prezintă, eu o să le trec succint, și cu rezolvarea acelor situații. Aș vrea în seara asta, în limita timpului pe care l-am la dispoziție, să vorbesc în prima parte despre climatul vremurilor din urmă pe care îl vom traversa. Am intrat din punct de vedere istoric într-o pâlnie. Atunci când e loc larg, te întorci și o mai iei și înapoi, când în schimb intri în pâlnie, nu mai e mult de loc de întors. Dinainte de pandemie am intrat în pâlnia asta și acum ele vin la rând, toate celelalte. Majoritatea dintre noi ne gândim să fie măcar ce-a fost, dar toți știu că nu va mai fi niciodată ce-a fost. Pentru că intrăm în sistemul ăsta. Și tot sistemul acesta e făcut ca ai Domnului credincioși să fie pregătiți, să fie gata. Primul aspect pe care aș vrea să-l subliniez la climatul vremurilor pe care le tăiem noi și să nu vă ia prin surprindere, este timpul scurtat sau condensat. Spune Scriptura în capitolul 24, același capitol pe care l-am citit, cu versetul 22 în felul următor. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Ceea ce înseamnă, în mod special, că Dumnezeu are un orar al Lui. Spune când va veni necazul cel mare, vor fi 3 ani și jumătate, apoi iarăși 3 ani și jumătate, la mijloc va fi un legământ. Planul lui Dumnezeu e făcut foarte precis. Însă la zilele acelea care și la noi numără 24 de ore, există o condensare masivă. Se spune că la momentul actual trăim doar 16 ore de ceea ce trăiau bunicii noștri. De ce? Te scoli de dimineață și pui să faci 3-4 lucruri, n-apui să faci decât unul și ăla mai ai de lucru la el și seara și te-ai blocat dintr-o dată așa. Bineînțeles că în ultimul timp ne-am obișnuit cu starea asta de lucruri. Cerem mult de la viață, dar realizăm foarte puțin. Mai ieri am sărbătorit nașterea Domnului și dacă stai acum știuit, trebuie să ne pregătim imediat că vine din nou. De ce? Pentru că timpul trece foarte rapid.
Cu toate acestea avem o grămadă de mașinării pe lângă noi, mașină de spălat automat. Pe când eram eu, mă punea mama la spălat rufii și pe mine, punea o vană mare cu apă, punea un mângălău acolo, puneam rufiile la muiet și după aceea dă-i bădii cu așa sătui. Acum este mașină de spălat automat, nu mă o programez, pui tot ce trebuiește, este robot de bucătărie, este cuptor, este o grămadă de lucruri și cu toate astea, și bogații și săracii, se plâng de lipsă de timp, pentru că timpul e condensat. Când vorbești cu vreun bătrân, îți spune, cum era pe la noi, am discutat cu mulți bătrâni, spunea el în felul următor: domnule, eu mă sculam când eram așa, mă sculam în floarea vârstei, avem familie, avem așa, mă sculam dimineața la 5, eram săptul de somn, mă sculam la 5, mai trebăluiam ceva pe lângă casă, după ce îmi luam sapa și plecam la săpat, cum spun ardelenii, sau la prășit, cum spunem noi, la anumite culturi pe care le avem eu în câmp. Și lucram până dădea soarele bine. Când dădea soarele, nu rămâneam acolo. Îmi luam sapa, veneam acasă și pe la umbră mai făceam ceva, dormeam bine de amiază. După care îmi vedeam că soarele mai bate, în continuare mai făceam câte ceva, după care mă duceam înapoi pe ogor, când soarele nu mai dogora. Și iară mai lucram cât avem de lucrat, când se lăsa pe achindii sau pe asfințit, lăsam, veneam acasă, mă întâlneam cu vecinii, mâncam semințe de bostan câteodată, discutam toate vrute și nevrute, după care plictisit de ziua respectivă și de atâtea lucruri, mă duceam în fânul standolei și mă culcam acolo și mă sculam dimineața la 5, sătul de somn, gata pentru o nouă zi. Și noi întrebăm mirați, toate astea într-o singură lună cât tu ne-ai prezentat, toate astea într-o singură zi cât tu ne-ai prezentat istoria pe o lună, domnule. Ci, da, așa era altă dată. Era timp. Acum Dumnezeu a condensat timpul și a condensat pentru un scop. Spune Biblia, pentru că ca cei aleși să rămână în credință, ca cei aleși care sunt expuși la păcatele la care eu n-am fost expus când eram copil, copiii voștri sunt expuși. Vor să intre direct în școală, vor să intre direct în mintea lor, vor direct din start să-i ducă pe un alt drum. Ei bine, Dumnezeu a scurtat din pricina celor aleși ca ei să rămână până la capăt tari în alegerea lor. Doamne ajută! Acum eu știu că oamenii sunt supărați. Oamenii din lumea asta comentează că n-au timp. N-au timp de aventuri, n-au timp de excursii, n-au timp de distracții, n-au timp de păcate, n-au timp de învârteli, n-au timp de o grămadă de lucruri. Comentează pe toate drumurile că n-au timp. Singurii care trebuie să tacă din gură și să nu comenteze cât timpul e scurtat, sunt credincioși. Că pentru ei Dumnezeu a făcut chestia asta unică în istorie. Pentru cei aleși, slăvit să fie Domnul. Lucrul acesta mă învață pe mine un lucru. Nu o să am timp să am casa pe care mi-o visez. Nu o să am timp să am piscină la ea. Nu o să am timp să am garaj în garaj, nu știu ce soi de mașină m-am gândit eu. Nu o să am timp să-mi agonisesc banii pe care am venit în Anglia să-i strâng. Nu o să am timp de asta. Ca atare trebuie să-mi pun lucrurile în ordine. Ce anume și pentru ce anume îmi fac timp? Care sunt lucrurile prioritare în viața mea? Pentru că alea vor conta. Și dacă ar fi în seara asta să pleci din lumea asta, cu ce te ajută proiectele majore pe care le ai în mintea ta dacă Hristos nu e Domnul tău? Deci e primul lucru pe care trebuie să fie prioritar. Și de fapt ăsta, dacă ești atent, e și testul fiecărui credincios. Atenție, Apostolul Pavel nu le spune corintenilor: băi, verificați, mergeți la biserică constant, verificați, contribuiți la bunăstarea bisericii financiar, verificați câți ani de pocăință aveți voi. Verificați, nu. Apostolul Pavel le cere să verifice în primul rând, toate celelalte sunt bune, în primul rând un lucru. Pe voi înși vă cercați-vă, pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă ești lepădat. Deci care era verificarea? Că vorbește în limbi? Nu, asta e bonus. Care era verificarea? Care e darul? Nu. Verificarea pe care trebuie să o fac eu în seara asta, tu în seara asta, cu visurile, planurile, lucrurile pe care vrei tu să le ai, speranțele tale, este acum. Hristos este Domnul vieții tale? Că dacă nu e Hristos Domnul vieții tale și slirile sterline sau e altceva, n-ai făcut nimic. Ești lepădat. De aceea pune lucrurile în ordine.
Pentru cei care l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, sunteți lângă lucrurile pe care Domnul vi le-a dat la început? Că atunci când l-ați primit pe Domnul, biserică era biserică, cântare era cântare, rugăciune era rugăciune. Dați-mi voie să vă citesc autorul epistolei către evrei, vine și spune un lucru foarte important. Căci dacă nu te ții strâns de lucrurile care trebuie, vei fi depărtat de ele și vei fi lipit de altele de care nu dorești și nici nu te vor ajuta vreodată. Evrei, capitolul 2, cu versetul 1, spune așa. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Cum, dacă nu te ții de biserică, ești depărtat de ele? Îți demonstrează timpul. Te obișnuiești să nu mai vii. Cum, dacă nu mă rog, mă dezdepărta? Da, nu te vei mai ruga. Cum, dacă nu citești Scriptura, nu vei mai citi, vei fi depărtat de lucrurile astea. Le mai ai? Mai sunt? Pentru că la momentul actual timpul e mai condensat. Care sunt lucrurile care îți preocupă viața, energia, inteligența? Ce anume îți ia lucrurile acestea? Și continuă Scriptura spunând așa, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și orice abatere și orice neascultare și a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi care stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Aș vrea să o plasez la păgânii asta, dar nu merge. Aș vrea să le-o dau la evrei, dar nu merge. Noi, cum vom scăpa când o mântuire atât de mare ni s-a oferit și noi nu ne-am ținut de mântuirea asta? Nu ne-am ținut de harul ăsta. Ne-am ținut, ne-am depărtat de ele și ne ținem de altceva. Altceva ne preocupă. De aceea vreau să te întreb în timpul ăsta scurtat, care sunt prioritățile tale? E biserica? E Hristos? E părtășia? E slujirea? Pentru că astea sunt lucrurile care contează. Al doilea lucru al vremurilor din urmă este panica și stresul. Din cauza lipsei de timp, oamenii nu pot să realizeze multe lucruri în dorința lor de a avea anumite, se împrumută, iau credite mai performante, viața are surprizele ei, lipsă de muncă, apar accidente, apar boli. Și oamenii intră într-o stare, într-o spirală, așa, când deznădăjduiesc, când se simt părăsiți și când efectiv frica și teama pune mâna pe ei, și sufletul lor este bulversat. Luca, capitolul 21, versetul 25, spune așa, vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Stimații mei, războaia au mai fost în Afganistan, dar era departe. În Irak, dar era departe. Acum e la noi, aici aș vrea să se extindă, chiar să urmărește să se extindă. Nu contează ce facem noi aici. Istoria se va scrie așa cum se va scrie ea. Dar lucrurile acestea te afectează? Lucrurile acestea îți produc îngrijorare? Lucrurile acestea te faci să te gândești? Oare ce va fi? Cum va fi? Și panica și stresul pune amprenta pe viața oamenilor. Nu numai atât. A apărut un concept nou, nu discut de... Dar foarte mult a apărut conceptul morții subite, care e prezentat atât de lejer de toți formatorii și specialiștii pe care îi avem, că oamenii pe picioarele lor mor. Cad jos și mor. Alții au complicații care nu ni se prezintă. În fine, nu discutăm de aspectul ăsta. Vorbim de faptul că oamenii, înainte, cel mai rău era să mori să n-ai un diagnostic, măcar așa. Ei, acum asta este o grămadă fără diagnostic. Se duc dintr-o dată. Și lucrurile acestea produc în societate o stare de instabilitate, de teamă, de frică și de stres. Bunicii noștri nu știau ce e stres. Le-am spus noi de stres și acum când le duci nepoți se comentează, băi, nu mai adu-o ta copiii ăștia pe cap că mă deranjează, nu mă stresa, spun el. Dar el nu știa ce-i stresul. Noi, în schimb, știm ce-i stresul. Cum câțiva ani în urmă, în topul factorilor care produc atacurile de cord sau atacurile cerebrale, AVC-urile,
Era alimentația, moștenire genetică și abia nu știu câte oare era stresul. La momentul actual, în topul tuturor bolilor grave și terminale, este stresul pe primul loc și aproape locurile 2 și 3 nu prea s-au ocupate. Pentru că mai târziu urmează alimentația și celelalte lucruri. Și du-te acum la un om care împrumuta bani din bancă ca să-și cumpere o mașină, să-i facă în ciudă lui cumnațul și explică lui că nu mai are nici job, nici nimic, el trebuie să plătească ratele în fiecare dată. Și banca vine și spune că îi confiscă tot ce mai are, inclusiv mașina aceea. Și asta tot ziua stresează, oare de unde scot eu bani pe luna asta? Încă sunt în urmă. Stimații mei, toate lucrurile acestea conduc în viața noastră într-o anumită stare de tensiune. De aceea rata sinucidilor este atât de ridicată și mai ales printre adolescenți care se pregătesc să intre în viață și nu știu ce va fi cu ei. De aceea bolile mentale și psihologii câștigă atât de mult la consultațiile pe care le dau din cauza panicii și a stresului. Să vă mai vorbesc de depresie care intră și în sânul comunităților noastre? Care este soluția? E simplă, frații mei. Soluția e foarte simplă. Dumnezeu ne-a dat ceva ca o supapă. Ne-a dat ceva în care tensiunea asta care se acumulează, care e normală, rușii, atacă Ucraina, pâinea se scumpește, energia din nou se scumpește. Se spune că va fi o criză alimentară care va afecta tot globul. Bineînțeles, ai tot dreptul să te gândești la lucrul ăsta și dacă mai ești copilaș, te gândești la ei. Toate lucrurile astea produc în interiorul tău o presiune. O presiune pe ficatul tău, o presiune pe inima ta, o presiune pe mintea ta. Bine, asta poți să o cari cât vrei, până plesnește ceva. Dar există cineva care guvernează universul, care efectiv știe ziua de mâine și care te invită să vii la el cu orice problemă și o povestești lui. Și ăsta e Dumnezeu. Și singurul mod în care poți să-i povestești lui toate astea este rugăciunea. De-aia rugăciunea e bună, frații mei. Rugăciunea te pune în fața cuiva, nu care numai te ascultă, că de multe ori există domni și doamne care merg la psiholog, nu pentru tratament, să-l asculte și pe el cineva. Și întreabă ăștia, băi, dar și tratament? Nu i-am dat nimic. Numai l-am ascultat și-o plecat mai bucuros. Ori, stimații mei, te așteaptă Dumnezeu să stai de vorbă cu el, să-i povestești problemele tale, ți-o trânti copilul tău ușa. Oricum nu poți intra în mintea lui să vezi ce-o gândit. Oricum nu știi ce prieteni are la școală. Oricum nu știi viitorul lui. Dar există unul care are miliarde de îngeri, care vrea să-i pui să-l păzească, să-l ocrotească, să-i schimbi mentalitatea, să-i schimbi gândirea. Are toate pârghiile la îndemână. Dar el vine și spune, nu pentru că nu vreau, nu pentru că n-am cu ce, și lipsește un singur lucru de la tine. Nu aveți pentru că nu cereți. Vă plângeți pe toate drumurile, vă plângeți la toți prietenii, comentați toată ziua, dar nu vă puneți să vă rugați, băi, că eu sunt aici, am toate la dispoziție să vă ajut pe voi. Asta e frumusețea rugăciunii. Pentru mulți credincioși, măi, chestia, uite ce spune Biblia, băi, să ne rugăm neîncetat. Frații mei, nu o luați ca o povară, luați-o ca o oportunitate. Când Dumnezeu ne spune să ne rugăm neîncetat, înseamnă că oriunde, oricând și oricât ne putem ruga. Asta înseamnă textul la Biblie. Nu înseamnă că Dumnezeu, băi, roagă-te în continuu, roagă-te. Băi, e o oportunitate să stai de vorbă cu mine, băi. M-am gândit câteodată să nu-L deranjez pe Dumnezeu decât la 1000 de liri în sus. Vorbesc în terminologia dumneavoastră că dacă vorbesc în leii noștri, trebuie să-i transformați și așa mai departe. Vorbesc la 1000 de liri în sus, vorbesc cu el. Când am o pagubă sau când e pericol să-i pierd, mă duc, Doamne, ajută-mă. Dar Dumnezeu spune, păi, dar cine ți-a pus ție limita asta? Eu îți spun în Scriptură, în Filipeni, capitolul 4, pare mi se versetul 6, acolo spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți totul la cunoștința mea. Te așteaptă Dumnezeu să intre în sala Harului prin rugăciune, și să spui de copiii tăi, să spui de îngrijorările tale, să spui cât te temi că nu ori avea ce să mănânce, să spui că îți dorești avion, să-i spui ce dorești tu acolo, să spui în fața lui și el te așteaptă. Doamne ajută, frații mei! Te așteaptă! Le-am mai spus la frați altădată, există în Biblie 3 sferturi din psalmi, sunt frați, psalmii răzbunării.
Noi știm Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, facem studii pe astea. Psalmul 91, care e psalmul cel mai încărcat cu făgăduință, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, tot să predici de aici. Dar numele Domnului vă taie în bucăți, de când n-ați mai știut? Ei, există trei sferturi din psalmi, sunt psalmi răzbunării. Ce caută ăștia în Biblie, domnule? Ce caută acolo? Știți ce caută acolo, frații mei? Că dacă cineva mie îmi face rău, mie îmi face rău, mie nu trebuie să mă duc să mă răzbun la o școală de răzbunare. Mă duc, fac școală vreo 2 ani de zile să mă răzbun. În momentul ăla mi se dă și trebuie să-i fac lui. Ca să nu se mai scarpe de niciodată din mine. Și-i dau și cu bonus. Să aibă. De ce? Sunt expert în domeniul ăsta. Efectiv știu. Știu și trebuie să-i fac. Tu la fel, nu-i așa? O noapte numai dacă ar lua regizorul de la Hollywood să vadă cum ne gândim noi la răzbunare, ar avea niște idei grozave de la... Numai să vezi pe unul supărat dintre noi așa, să vezi ce are el în minte, cam ce gândește, din punctul ăsta de vedere. Bun, dacă cu supărarea aia te duci la un frate și îi spui ce ți-a făcut sau ce ți-a zis sau cum te-a ofensat altcineva, Biblia spune că vorbirea de rău, defăimarea, este păcat. Este păcat. Bun, și ce faci? Că în tine e un vulcan. E un vulcan care crește. Care... Așa. Singurul mod de a rezolva problema este să scrii un psalm. Există 150 psalmi, 151 e a tău deja. Doamne, m-a enervat asta, mi-a zis așa, mi-a luat banii, nu vreau să-mi iei înapoi, vin să-l prind din gât, să iasă limba afară. Efectiv, îl trântesc de părtăți păreații, Doamne, merg în fața ta, nu știu ce să mai fac. Efectiv, știi că după ce ți-ai scris psalmul ăsta, auzi vocea Domnului care spune, eu îl iubesc mai mult decât reușești tu să-l iubești. Te rog, mai lasă-mi puțin timp și rezolv eu problema cu el. Și uite, așa ai rezolvat o problemă pentru un psalm al răzbunării, că Dumnezeu știe inima ta. Dar dacă te duci cu nervii ăștia în altă parte și vorbești, faci greșeli. M-am învățat lucrul ăsta, eu sunt păstor. Văd o grămadă de situații. Văd oameni care se comportă. Scriu la psalmi. Nu numai scriu, mă ridic înaintea Domnului și prezint psalmii ăștia. Și frații mei, atâta liniște am după aceea. Pentru că frumusețea este, imaginați-vă, că și în seara asta, mulți dintre voi ați venit cu poverile voastre. Aveți un rubzac în spate, nu-l vedeți, dar îl simțiți, e acolo. Și când e o îngrijorare, buf, pietroie un rubzac. Când e o problemă, buf, bucata de plumb în rubzac. Și la un moment dat simți că te apleci așa în jos, simți că te uiți numai în jos așa, nu știi de ce, e rubzacul ăla. Și când venim la închinare, se întâmplă ceva. Cu rubzacii tăți în spate, zici că suntem pușcași marini, așa, stăm aici. Și mă începe frate să cânte din chitară, vrei tu să scapi de păcat, sarcină. Parcă ne îndreptăm așa, parcă mai urmează o rugăciune, dăm o baieră jos la rubzac. După aceea, fărere fraților, Iisus Hristos, aici dăm baiera cealaltă, mărire Domnului și noi liberi așa, slăvit să fie Domnul. Aruncați asupra lui toate îngrijorările, dar chiar uite, El se ocupă, El e Domnul Domnului, mărit să fie Domnul, dintr-o dată te cuprinde o stare de bucurie. Îți pare rău că se termină adunarea. După ce frață spun slăvit să fie Domnul, adunarea liberă, fiecare și rupsășelul înapoi. Fiecare cu bolovanii lui, dă-i drumul iară pe în Londra. Frații mei, dar dacă ai aruncat asupra lui poverile tale, de ce nu-l lași pe el să se ocupe? De ce nu stai ca spectator și spui, Doamne, ți-a pus problema asta? Știi că-s curios și chiar vreau să văd cum o rezolvi? Știi că-s curios de lucrul ăsta? Mi-ai spus că mă asculți. Mi-ai promis că iei aminte. Abia aștept să văd cum rezolv problema asta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Câtă vreme ne ducem singuri poverile, ca și cum am vrea să le rezolvăm noi, suntem ca ăia care fugeau prin tren ca să ajungă mai repede. Deci când opre trenul în strație, el coboră și obosit. El a fugit mai repede ca să ajungă trenul mai repede. Oribiții mei, de foarte multe ori venim cu problemele noastre la Domnul, luăm înapoi. Și Domnul spune, mai de ce nu mi le lași să-ți rezolv eu? Că am pârghi să-ți rezolv. Dar lasă-mi-le mie. Lasă-mă. Te rogi să te căsătorești. De atâta vreme tot te porți într-un fel, faci ochi dulci la unul, la altul, la alta, faci, te gândești, trimiți SMS-uri, nimic. Lasă-mă-i rubzacul aici, că mă ocup eu, măi, trimit pe cineva să rezolvi problema asta. Și uite așa, te însoși și te măriți și tu, Doamne ajută. Da, amin, poate eu spus așa, care s-au căsătorit deja.
Frații mei, panica și stresul, panica și stresul trebuie să fie rezolvată cumva. Altfel, o să stai și te uiți în continuu într-o parte și în alta. O să ai o aplecare spre morbid chiar. Și de ce să nu vă spun? Sunt o grămadă de surori și de frați care sunt depresivi. Sunt depresivi. În sânul comunităților Domnului. Efectiv, nu știu cum să iasă din toată situația asta. Și totul a început, de când au început să lipsească de la rugăciune. V-aș ruga tare mult, frații mei. Fiți prezenți la rugăciune. Eu câteodată, de ce să nu vă spun, nu e un secret lucrul ăsta. Noi nu suntem, din punct de vedere nativ, predispuși la rugăciune. Adică nu spunem, fraților, am vrut să vin seara asta la voi, am vrut să vin mai repede chiar la voi, dar m-am pus pe genunchi și după o oră jumătate m-am trezit, băi, trebuie să ajung la frații ăștia acolo, după o oră jumătate. Nu se întâmplă asta. De obicei, la rugăciune trebuie să te pui și firea pământească, după un minut spune, ajunge. Ajunge. Dar cât te rogi? Dar și Dumnezeu are nevoie de poveștile tale? Și Duhul spune, continuă să-L lauzi pe Domnul. Doamne, te lauză, firea spune, ajunge, cât laudă, cât? Știți, câteodată trebuie să-mi iau firea și s-o târâi la rugăciune, parcă o văd cum patinează și eu s-o aduc la rugăciune, o pun aici, bombănește în continuu și eu spun, Doamne, am venit aici să mă închin. La noi, când mă duc la biserică marța seara, eu nu, ca păstor nu fac nimic, nici ceilalți păstori nu fac nimic. Există oameni care conduc, care cântă, care slujesc și ei când dau un demn, trebuie să fii foarte scurt. Eu mă duc doar să mă rog. Firea comentează continuu. Te odihnești, vii de pe drumuri, vii de la Londra, ai fost consumat, ai văzut cum se uitau așa și dat la tine. Stai și te odihnești acasă. Stai și vezi de treaba ta. Nu, domnule, trebuie să mă duc la biserică. Nu fac așa. Câteodată nu am chef de rugăciune. Mă duc efectiv așa. Nu mă încep în dreapta mea un frate. Doamne, îți mulțumesc, săptămâna asta am fost în cutare loc. Era să mi se întâmple un accident, mulțumesc, doar Tu m-ai păzit, Doamne, laudă-Ți. Mi-aduc aminte și eu câte nu se putea întâmpla de la Londra până la Suceava, câte nu se... Doamne, doar Tu ne-ai păzit avionul pe sus, doar eu n-am abilitate să țin avionul sus. M-ai păzit, m-ai ocrotit pe mine și pe mine și pe ceilalți. Doamne, măriți să fie, încep și eu să ridic mâna. Altul de lângă mine spune, Doamne, fata mea a găsit un băiat, să mărit anul ăsta. Mi-aduc și eu aminte când i-a măritat fata, măriți să fie numele Tău, Doamne, încep deja să prind semnal la rugăciune, că aud pe ceilalți din prejurul meu. Ori, frații mei, ăsta e rugăciunea. E simplu, vii, te prezenți acolo cum ești. Te prezenți cum ești. La un moment dat ți-aduce Duhul Sfânt aminte. Uite, vorba aia nu a fost prea bună. Doamne, nu mai spun, Doamne, mulțumesc că m-ai păzit, m-ai înșiat așa. Doamne, mulțumesc că Duhul Sfânt îmi spune, așa nu s-a dezbut, mulțumesc că mi-ai adus aminte, ajută-mă să fiu atent, să nu mai spun vorba aceea și cuvântul ăla, mărit să fie numele Tău că m-ai ascultat, am o gvoștare. Și el nu s-a prins. Dar rugăciunea asta înseamnă, vii acolo, ai o luptă spirituală, ai o anumită stare. Știi că după ce s-a terminat rugăciunea, dintr-o dată îți dai seama că ai câștigat? Dintr-o dată îți dai seama că e frumos? Dintr-o dată ai perspective? Dintr-o dată vezi că vin oameni lângă tine și spune... Mi-a pus Domnul pe inimă să mă rog pentru tine. Pentru că sunt și daruri în popor care lucrează într-un anumit mod. Nu-i pui tu, nu-i plătești tu. Dar oamenii ies cu noapte, se roagă pentru tine. Pentru că părtășia asta ți-aduce. Și asta o avem la dispoziție, frații mei. Când te-ai depărtat de lucrurile astea, când te-ai depărtat de ele și iubești alte lucruri, te-ai deconectat, ori panica și stresul nu se învinge decât așa. Prin rugăciune și prin părtășie frățească. Doamne ajută! Amin. Dați-mi voie să mai spun ultimul aspect și caracteristica vremii din urmă este ura împotriva Domnului. Toate națiunile pământului și oamenii culți ai lumii noastre sunt foarte permisivi cu toate religiile, cu toți zeii, cu toate noutățile. Dacă vrei să spui că crezi în omuleț verzi de pe Marte, el vine și spune că am tot respectul pentru tine. Nu i-am văzut niciodată eu, dar dacă tu crezi în ei, rămâne cum spui tu. Dacă vrei să înființezi o nouă religie, ești foarte apreciat. Dacă spui că crezi în vampiri, ești foarte apreciat. Dacă vrei orice altceva, că în schimb le-ai spus la oamenii ăștia că tu crezi în Iisus Hristos, că dacă nu era Iisus Hristos, probabil erai unul dintre boschetari sau alcooliști, ca mine și ca alții care puteam fi așa.
dar suntem ceea ce suntem pentru că Iisus Hristos s-a plecat spre noi, ne-a scos din mocirla păcatului, ne-a pus picioarele pe stâncă și suntem ceea ce suntem doar datorită Lui. În loc să te asculte cum l-a ascultat pe ăla cu vârcolașii și cu vampirii și cu marțienii și cu tot felul de imaginații, te lasă în drum și pleacă. Ba chiar are și udă pe tine. De ce? De ce într-o societate atât de permisivă, cu tot felul de bazaconii, când vii și spui că tu ai fost schimbat de Iisus Hristos, oamenii te părăsesc? Pentru că oamenii nu-L suferă pe Iisus Hristos. Nu pot ajunge la El, poți să arunci cu barda în sus cât vor. Dau ciudă pe cei ce-L reprezintă. De-aia ne dispar simbolurile care a trimite spre noi că suntem creștini. De-aia. De-aia ne dispar toate simbolurile. Că-i pește pe mașină, că-i altceva, că-i altceva, dispar simbolurile. Lucrăm sub acoperire. Eu am făcut armată un an și 8 luni și un coleg spunea, băi, am făcut armată un an și 8 luni, dar nu s-a prins nimic că-s pocăi. O lucrat sub acoperire. Majoritatea credincioșilor care îți veniți la Londra lucrează sub acoperire. Nu se prindă el alți, dar știți de ce lucrăm sub acoperire? Pentru că știm că oamenii ne apreciază ca meseriași, oamenii ne apreciază ca oameni, oamenii ne apreciază ca punctuali, oamenii ne apreciază, dar dacă le-am spune că tot ce avem și tot ce suntem este datorită lui Iisus, am pierdut toată aprecierea de la meserie, ținută, punctualitate, totul. Poți să ai două facultăți, te lasă în drum și o pleca. Și ca să nu ne umilim cu Iisus Hristos, mai bine nu-L prezentăm. Câte drame nu văd eu și întâlnesc tineri care au colegi de muncă și spune, băi, noi suntem un colectiv fain aici, lucrăm împreună așa, nu vrei să uite, este o nomastică la unul, mergem acolo, mai ciupim ceva, mai bem, mai tragem pe nas, mai așa, mai dansăm, mai cu tare, o să fii fain, vii și tu. Ăsta cum să le spui că el e pocăit, că ăștia sprind că ai aparține de Iisus, mă doare stomacul. Mă, te doare stomac, bine, nu poți veni data asta. Săptămâna viitoare, băi, data te-a durat stomacul. Uite că acum este altul care are așa. Mă doare ficatul. Mă doare rinichii. La un moment dat trebuie să spui, băi, duci să-ți fac un consult, mai e ceva bun în tine? Tătă ziua te doare ceva. Ori puteai foarte simplu să spui de la început, oameni buni, eu îi aparțin lui Iisus Hristos. Eu nu particip la lucrurile acestea. Vă duceți cu tare, ne întâlnim la muncă. Dar el știe că în momentul când a spus că îi aparține lui Iisus Hristos, nu mai este apreciat. Nu mai este integrat. Dintr-o dată oamenii întorc spatele. Și Domnul Iisus Hristos spune Biblia, cine se va rușina de mine în fața acestui neam prea curvar și păcătos. Adică, cu alte cuvinte, toți sunt niște bandiți, aleagă la același potop de desfrâu, efectiv puțin li pasă de sfințenie și tu ții rușine cu mine acolo. Când eu eram pe Golgota, am disprețuit rușinea ca să rămân acolo. Am disprețuit-o. În timp ce ăia mă huiduiau, puteam să le spun, nu să mă dau jos, dar să le spun, o să vedeți când vin în slavă. N-am spus nimic, ca un miel în fața celui ce-l tunde. N-am deschis gura. Am disprețuit totul și am rămas acolo. Ca tu când te vei naște în 1900 și ceva sau 2000, să ai posibilitatea ca prin sângele pe care mi-l dau eu, tu să ai iertare de păcate și viață veșnică. Și acum ți-i rușine cu mine la școală? Și acum ți-i rușine cu mine la locul de muncă? Și acum ți-i rușine în fața unui profesor? Și acum ți-i rușine în fața unui coleg? Frații mei, dacă prim-ministru Marii Britanii și guvernul ar fi penticostal, toți de aici când ieșim aici, la toți le spunem că noi suntem frați cu dânși. Noi suntem frați cu dânși. Și? Dar nici nu ne întreabă și îți spunem. Uite că nu-s. Și în condițiile astea, te-a adus Dumnezeu aici să depui mărturie. Nu te-a adus pentru lirii sterline, astea sunt bonusuri. Nu te-a adus pentru mașină, e bonusul. Te-a adus să depui mărturie într-o societate unde au venit mahomedanii și nu le-i rușini cu Mahomed, un zeu violent. Nu uitați, cruciadele au fost niște greșeli în creștinism. La musulmani, cruciadele lor, e normal. E normal să fie așa ceva. Noi ne-am cerut scuze de ele, dar la ei uciderea necredincioșilor este o datorie. Ori lor nu le este rușine cu Mahomed. Nouă ne-e rușine cu unul care ne-a iubit atât de mult.
Este testul nostru, frații mei, pentru zilele din urmă. Va șuga cu verticalitate, țineți numele lui Iisus Hristos la înălțime. Prezentați-L, nu faceți prozelitism violent, nu îți dă omul bună ziua, tu îi spui de Domnul Iisus Hristos. Nu, dar oricum vei fi diferit. Oricum, imaginează-ți numai aspectul ăsta, te duci pe șantier și te duci cu bucuria mântuirii. Bucuria mântuirii nu-ți vede pe la dezi de la pișoare. Bucuria mântuirii îți vede pe față. Pe față. Noi știu că suntem foarte bucuroși înăuntru, dar nu-ți vede nici în afară. Nu, bucuria mântuirii îți vede pe față. Când tu intri în șantier, într-o zi când plouă afară, cu bucuria mântuirii, băi, dintr-o dată, ești sesizat. Băi, ce cu tine așa bucuros? Datorită lui Iisus Hristos. Bineînțeles că te poate, la un moment dat, neglija, să faci că nu te vede. Dar când tu în continuu vii cu aceeași stare, chiar când, la un moment dat, n-ai câștigat cât altă dată, pentru că Iisus Hristos rămâne Domnul vieții tale și când stai ăștia din sala sau când nu câștigi totodată, El rămâne Domn, lăudat să-i fie numele. El rămâne pe tron, nu ești în fața alegerilor. Voi, Marie, este Iisus Hristos Domnul? Că odată la 4 ani să alegi sunt șeruri, nu? Nu! El rămâne în continuu Domn și împărat în vecii vecilor. Că atare ai dreptul să te bucuri necondiționat de harul lui Dumnezeu. Totuși nu o facem și este o mărturie pentru toți ceilalți. Este o carte de vizită, este o provocare pentru ei. De multe ori suntem mai supărați ca ei când pierdem bani. De multe ori suntem mai deranjați ca ei când cineva se ia din noi. Și ei ne văd. Ori într-o asemenea societate, prezentarea numelui lui Iisus Hristos ar trebui să fie la înălțime. Doamne ajută! V-am vorbit despre climatul vremurilor din urmă și în climatul, în timpul acesta, am vorbit de timp scurtat, așezați-vă prioritățile cum trebuie, am vorbit de panică și stres, rezolvați problema aceasta prin rugăciune și părtășie și apoi am vorbit despre ura împotriva Domnului care trebuie rezolvată pentru o mărturie pe care credincioșii trebuie să o depună. Doamne ajută! Dați-mi voi acum să vă vorbesc despre portretul biruitorul acestor vremuri. Și, în scurt, așa aș vrea să vă prezint câteva lucruri, cum arată un om care biruiește în vremea asta. Primul aspect pe care aș vrea să-l subliniez este că biruitorul acestor vremuri dificile, unice în istoria omenirii, este un om care ține o credință specială. Nu o să folosesc terminologia obișnuită, care se regăsește în Scriptură și are acoperire, dar care, din cauza practicii foarte multor creștini, și-a pierdut din valoare, și anume, se vorbește de credința în Iisus Hristos. Și pușcăriile sunt pline, de multe ori, de oameni care cred în Iisus Hristos. Tribunalele divorțează, se luptă de la pământ, oameni care cred în Iisus Hristos. Cum să îl și jicnești dacă îi spui că el nu crede în Iisus Hristos? Îl și jicnești. Vreau să vă vorbesc de un alt concept pe care îl găsim în Biblie, respectiv în Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 12, Biblia spune așa: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Iisus a adus o credință, o credință autentică care e verificată în Noul Testament. Totdeauna când Domnul Iisus Hristos a adus credință, El vorbea și de efectele credinței. De aceea spunea El, împărăția cerului este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Totdeauna credința era însoțită de o acțiune, în mod special a pocăinței, dar o acțiune prin care se dovedea credința respectivă. Apostolul Iacov subliniază același lucru. Eu îți voi arăta faptele mele din credința mea, tu arată-mi credința ta fără fapte. Când ai ce arăta? Decât o declarație, de cele mai multe ori, fără acoperire. Totdeauna o credință autentică se va vedea prin niște acțiuni pe măsură și în mod special prin pocăință. Adică văd că anumite lucruri nu-s bine la mine și eu trebuie să mă pocăiesc. Nu există numai pocăința inițială când venim la Domnul, ci există pocăință în fiecare zi. Vă reamintesc pasajul biblic din 2 Petru, unde spune că ziua Domnului nu întârzie, cum cred cei mai mulți, că Dumnezeu întârzie împlinirea făgăduinței Lui pentru noi, ca toți să vină la pocăință. Așteaptă Dumnezeu de la credincioși o întoarcere la pocăință. Ori pocăința e necesară, frații mei. Suntem încă oameni care avem asperități. Suntem încă oameni care avem anumite lucruri de îndreptat. Și când ne cheamă Dumnezeu la pocăință, avem multe calități, dar și defecte. Dumnezeu vrea să înlăture
defectele, ca să scoată în evidență calitățile pe care le îmbogățește și chiar ne le completează prin Duhul Sfânt. Le spuneam cândva la o slujbă de căsătorie la frați și la surori, suntem ca și acea persoană din Roma care a adus la moment dat lui Michelangelo un bloc de granit, așa. Butucănos bloc, așa. Și toți spuneam, dar ce să facă Michelangelo cu blocul ăsta? Michelangelo da, la el și a spus, nu, domnule, aici este un David, dar care trebuie să îndepărtez ce în plus. Atât, tot la toată, a început a îndepărta ce în plus, după aceea o dăltiță mai mică, tot așa, la un moment dat o șmirgheluit și a ieșit statuia lui David, pe care o admiră toți care se duc pe la Roma. Noi suntem la fel. Când intrăm în viața de pocăință, suntem un bolovan, așa. Un bolovan suntem. Așa ne cheamă Dumnezeu, așa suntem. Foarte mulți frați după 40 de ani de pocăință, frate, eu am rămas original. A rămas bolovan până la capăt. Ori Duhul Sfânt nu-i pentru asta, frate mei, să rămâi tu original. Nu, El vine să îndepărteze asperitățile ca să te facă un om destoinic pentru orice lucrare bună, Doamne ajută! Pentru asta te așează în biserică, nu să faci turism. Doamne, nu-mi convine că ăștia au dălți mari, mă duc la Betel, ăia pornesc drujba, da, plec în altă parte. Măi, stai frumos unde te-a așezat Dumnezeu, că există pentru fiecare operație, există o lucrare a ei. Te așează Dumnezeu undeva, așează oameni lângă tine. Tu vrei numai cu șmirghel tătă ziua să îmblie, vezi la bolovanul și ala, cu șmirghel, nu rezolvă nimic. Trebuie prima dată cu dalta mare, îndepărtează anumite bucăți și așa mai departe, în funcție de un concept pe care Dumnezeu îl are și vrea să facă din tine sau din mine. Rămâi acolo. Știu că bucățile mari când se duci zici satale. Nu, ăsta plus, ăsta plus. Dumnezeu îi dă la o parte. Pentru că vrea să facă din tine ceva deosebit. Ori numai pocăința rezolvă lucrul acesta. Doamne, trebuie să mă pocăiesc de asta. Știți că există oameni în biserică care spun, Doamne, nu mă pot, nu pot. Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise în lucrare, avea 80 de ani. Dar la 40 de ani, când Moise, spune diaconul Ștefan, știa toată știința egiptenilor. Și la vremea aceea, egiptenii erau singura putere mondială. Aveau cea mai bună armată, plus de asta construiau piramidele. La ora actuală, oamenii de știință se întreabă, băi, cum ridicau ăștia blocurile alea de sute de toni, perfect, cu fațete, așa, și le-au așezat la înălțime. Ce macara le-au avut, că noi n-avem acum? Moise știa cum să fac piramidele. Știa să rezolve ecuația la puterea a doua, că așa funcționa matematica la timpul ăla, cu atunci. Era încărcat cu toată înțelepciunea egipteană. Deci era deștept. Deșteptar era. Și iese la 40 de ani știind că el nu e egiptean, ci evreu, și vede un egiptean cum îl bătea pe un evreu. La stilul lui de luptă care le înveți până la 40 de ani la curtea imperială, s-o duci și l-a rezolvat pe egiptean repede. L-a ascuns în nisip și a plecat liniștit și a făcut treaba. Ba chiar cred că a dormit liniștit noaptea că a făcut dreptate. A doua zi găsește doi evrei care se certau. Și spune, voi, dar voi de ce vă certați? Și ăla care îl nedreptățea pe fratele lui, gură mare și ăla, îi spune, dar ce vrei să faci ca egipteanul ăla? Și din momentul ăla, Moise pleacă la școala lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-l poate folosi la 40 de ani. Știți de ce? Dacă așa de ușor l-a omorât pe egipteanul ăla, gândiți-vă cât de succes din călțiți au fost evrei, câți mai jungeau în Canaan? El i-a omorât pe toți pe drum, fără discuții, și știe tehnică pentru asta. Îi rezolva pe toți pe drum, fără nicio problemă. Și Dumnezeu spune, mergi la școala mea, te duc undeva, la faraon nu te mai poți duce, în altă parte, l-a dus la Ietro, preotul lui Madian. Știți cât a stat la Ietro în casă? 40 de ani de zile să stai cu soctul în casă, una dintre cele mai avantajoase școli. Da, stai cu soctul în casă, asta e tot. Când vine Dumnezeu la el la 80 de ani, n-are nici măcar o oaie pe numele lui. Are să spui, famne, am firma mea de oierit, cașurile tip Moise. Nu, nimic, avea oile lui Ietro. Li păștea încă pe alea. Atât tot, făcea și el, la 80 de ani acum. Când vine Dumnezeu și îl întreabă, Moise, te duci în Egipt, cine sunt eu? Băi, dacă te întrebam cu 40 de ani în urmă, avea un CV-ul de numai. Acum, cine sunt eu? Nu. Nu-s bun de asta. De acolo ridică Dumnezeu și îl face unul dintre cei mai iluștri oameni. Știți ce declară Biblia despre Moise după școala de stat în casă la soctul și după păscut doar oi? A fost cel mai blând om de pe fața? Apare un moment de test. Când evreii suciți cum erau ei, Dumnezeu a știut și de aia l-a dus pe Moise la școală. Ia imaginați-vă că Moise fugea de la Ietro.
Îl mai putea folosi Dumnezeu așa? Spune la un moment dat, evreii l-au enervat la culme pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus un Moise așa, dă-te la o parte. Pe tine am să te fac un neam mare, un popor mare. Nu vă auziți niciodată de evrei și de izraeliți, auziți de moisiști. Că Dumnezeu face din el un neam mare. În istoria popoarelor vor fi moisiști. Și peștea îi nimicesc aici în pustie. Și în loc Moise să spui, Doamne, de când îți convinc că asta e singura soluție? Deci, Moise se pune dintr-o dată în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar pe ăștia, știți cum se iei? Nu-i nimice. Și Dumnezeu se felicită că 40 de ani au depărtat asperitățile de Moise. A devenit omul după inima lui Dumnezeu. Dacă astăzi avem istoria pe care o avem, e pentru că un om ca Moise a gândit așa. Dar noi, când intrăm la școala lui Dumnezeu, comentăm și cu Ietro, și cu neamurile lui, și cu toți, dar Dumnezeu ne pune la probă să facă ceea ce trebuie cu noi. Suntem noi pregătiți ca a noastră credință să fie însoțită de acțiune? Suntem noi în poziția aceasta? Observ de foarte multe ori oameni care fug de anumite momente, fug de anumite situații. Rămâi acolo, recunoașteți greșeala dacă e cazul, recunoașteți neputința, vin în fața, am întâlnit oameni care au venit la pocăință și eu v-am mai spus câteodată, mai predic. De exemplu, să presupunem că eu sunt dintr-un neam așa mai ușor, rămâne așa, mai ușor așa. Dacă bunicul era iutit, te duceai la el să ceri o greblă. Prima să-ți dădea o palmă și după aceea te întreba, ce-i vrei, băieții? Tu cu falca roșă, spune, o greblă, nene. Da, ține greba, așa era bunicul. Tata din bunicul, puțin diluat, tot rapid așa, avea arcuri la mână, știți? Tropani. Eu care am venit la pocăință acum, doar începe o discuție despre împărăția de 1000 de ani și am sărit în sus, chiar dacă nu știu nimic. De ce? Pentru că îți din neamul ăla mai iute, așa. Bun, când ai venit la adunare, ce înseamnă asta? Păi, eu sunt gata să discut, ai vreo problemă, ceva, discuți cu mine, eu mă ridic, spun care e situația. Eu vin în fața frațului, spun pe frațul, eu nu am treabă cu băutura. Părinții mei, bunicii mei, nu au avut niciodată treabă cu băutura. Pentru că spune Biblia, din felul de șerp pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Deci părinții îți dau și ăla. Când se deschide o ușă la jocuri de noroc, vin în continuare pe neam. Când eu m-am pocăit la jocurile de noroc, eu s-i spitit cu ele pentru că am moșteniri. Dar scăp măcar pe copilul meu. De-aia pocăința e valabilă. De-aia e valabilă. Dacă pe neamul meu a fost neam de bețivani, când au venit pe linie, eu totdeauna mă iau după miros, așa, știu după miros și bie ăla și cu tare. Dar dacă eu m-am pocăit, acum am scăpat copilul meu de asta, de blestemul ăsta. De-aia pocăința e valabilă. Știți, nu ne jucăm cu ea când ne blestemăm copiii. Păi vă spun de cazuri de oameni pocăiți care nu s-au pocăit de anumite lucruri. Și copiii lor sunt condamnați, câștigau câte 5.000 de lire sterline pe lună, aici, în Londra. Și de 12 ani căsătorit, n-are o turnat-o temelie, n-are o garsoanieră cumpărat, nimic. Totul s-a dus pe jocuri de noroc. Totul. De ce? Că treaba asta vine de la bunicul, de la tata și tata nu s-a pocăit. Și-a transmis la copil. Și copilul e blocat în domeniul ăsta. Doar pocăința rezolvă și frățietatea te ajută la lucrul acesta. Altfel, gândește-te că ăsta s-a însurat într-o zi. A luat o fată care nu a știut. Să ai tu 12 ani de căsătorie și nu poți face nimic, el trăiește numai din datorii, pentru că o să câștigi într-o zi pontul cel mare. Dacă trăiești cât Metușala, poate prinde. Dar în mod normal, au ăștia grijă să nu prinzi tu pontul cel mare. Ori, frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, când intri în poporul lui Dumnezeu, tu intri cu un anumit bagaj. În biserica primară, după textele biblice, spune mărturisiți-vă unii altora. Nu mergi la urechi, la frate. Nu. Frații mei, din neamul meu, eu nu sunt prea vinovat, din neamul meu, toți sunt nervoși. Eu n-am nicio treabă cu băutura, n-am nicio treabă cu să mă uit după unul, după altul, nu. Eu sunt foarte rapid așa, am arc, pe scaun, arc la mâini, am... Vă rog frumos să mă ajutați. Asta e problema mea. Altul să ridic, spune, băi, frate, eu nu am probleme cu arcurile ca fratele ăsta. Dar eu am problemă la șina Domnului, mi se pare că cam puțin vin să dea. Cam puțin. Nu se poate?
Întrebau niște frați la noi că făceam cina cu păhărele și înainte făceam cu paharul mare și când trecea pe la el aproape ni golea paharul. Acum când am dat cu păhărele, eu zic, când avem voie două sau trei păhărele? Deși pentru că el vine pe o anumită spiță, pe o anumită direcție vine. Ei, omul ăla se ridică și se spune, băi, oameni buni, eu n-am treabă cu ăsta cu arcurile, am treabă cu chestiile astea. Vă rog frumos, nu mă lăsați să mă pierd. Altul se ridică și spune, băi, oameni buni, eu merg bine cât merg, dar la un moment dat parcă vreau să mă trag la păcănele ceva, vreau, mă gândesc că câștig, mă ajutați în domeniul ăsta. Și s-adună frața la biserică și spune, cum stai cu nervii, frate? Tot mai ne rugăm în continuare. Dar tu cu asta, am mai trecut pe lângă un bar, așa, aproape că să intru, chiar că am intrat, dar cam, măi, frate, hai să vedem cum facem, ne rugăm. Bun, uite, peste 10 ani, te duci la omul ăla care era nervos și stai de vorbă cu el. Și spui, frate, cum mai este? M-au ajutat, frații mei. Când vreau să mă ridic la adunare generală, să mă iau de ăla, când... Frața spune, las că există cine să iei cuvântul. Dumneatale, dacă te ridici și tot, și-ți faci de soția, copiii, greu mi-a fost, aveam o arcă așa, aproape l-am tensionat, l-am s-o decalibrat așa, arcul și tot. Acum ar trebui să iau câteodată cuvântul și stau să mă gândesc, lasă ei alții mai înțelepți, după ce trag și eu câte o concluzie. Bă, dar cum de-ai ajuns tu așa? Simplu, m-au ajutat frații. Dar dumneata, frate, m-au ajutat frații. Știți, câteodată vineau lângă mine și mă întrebau la slujbă, ce s-a mai întâmplat aici? Hai să ne rugăm. Dar dumneata, frate, cum m-ai rezolvat cu aparatura? Toți frații m-au ajutat, s-au rugat pentru mine, nu mai am nicio problemă și mă bucur. Copiii mei se ne lipsesc de la adunare și n-au aceeași problemă. Lasă-i biserica, frații mei. Biserica nu te aduni să vie aici, cântăm fain, zâmbim frumos, comercial, unul la altul, slăviți fii Domnul, cel mai iubit cuvânt este adunarea liberă, am scăpat, plecăm acasă. Nu, biserica este un loc în care ne adunăm de plăcere, discutăm, ne ajutăm, ne sprijinim. Băi, ai văzut ceva la mine? Spune-mi. Vreau să mă îndrept, verific și eu, câteodată nici nu văd anumite lucruri. Multe lucruri din viața mea nu le-am văzut, mi-au spus alții de ele. Știți că eu mai prezint câteodată în predic, când eu mă ridic la amvon, am grijă să mă uit, băi, cum arăt în față așa. Dacă te ești de deștept, n-ai să vezi cum și ești la, și ai într-o omoplață sau după șafă. Nu, dar ești tot timpul singur așa, nu poți. Dar dacă am niște frați aici în spate, știu ce am eu într-o omoplață, da, de-aia e bine să ai frați, slăviți-vă vie Domnul. Probabil v-am spus data trecută, dar nu are face lucrul ăsta. Când am început eu să predic Evanghelia, mai eram împreună cu vreo 4 colegi, tot ca mine, așa, și mergeam în adunări care riscau să ne primească, să ne asculte. Și știu că predicam cam câte un sfert de oră fiecare, maxim un sfert de oră, ca să încăpem toți și să-i lăsăm loc și la frații de loc să facă o încheiere sau să-i elibereze pe frații să ducă acasă. Și știu că odată vorbeam eu așa și am văzut pe ăștia 4 colegii mei cu niște hârtiuțe în mână, tot notau acolo. Tot notau. Păi ce notează ăștia în predica mea de un sfert de oră, ei tot notează așa și de grozavi, că eu nu vedem ce anume. Poți să notezi ăștia de la mine. După ce am terminat slujba, am întrebat pe ăștia, păi care e? Ce ați notat voi acolo? Ci că în scurtul tău cuvânt de un sfert de oră, ai spus cuvântul fiindcă de 24 de ori. Unul spune 25 de liniuțe am. Cred că o greșit. Dar când eu care predicam nici grijă așa să văd de câte ori spun cuvântul fiindcă. N-am de unde să-și dau. Că eu predicam și eram gata să nu greșesc. Eu tot îi dăm cu fiindcă încolo. De ăștia notau, pac, nota. Data următoare când m-a dus iar m-a pus mine primul. M-am ridicat la ambon și am zis că fraților, fii pentru că ăștia notau iară. Și uite așa am schimbat. Dar cum de mi-am dat eu seama că repet prea mult fiindcă? Am avut niște frați prea iubiți care m-au ajutat. Știți, probabil și la predica de seara asta era plină de fiindcă pentru că nimeni nu mi-a spus, nu? Frații mei, știți ce bine să ai frați lângă tine? Să vii lângă tine să-ți spun uite asta. Probabil, la noi în biserică am învățat pe frate. Păi nu fă evangelizare cu frați. Ai văzut o anumită greșeală la fratele tău. Mergi la el și spune, frate, îmi permit să spun ceva, cu tot respectul, știi cât te iubesc, țin la tine. Am văzut la dumneatale că ai o grămadă de lucruri bune, dar am văzut și ceva, s-a putea să vă greșit. Dar dumneata analizezi și dacă ai nevoie de ajutor, să știi că eu te ajut în rugăciune, pentru că țin la dumneata. Am văzut câteodată vorbești cam mult, câteodată te porți arogant,
Dar poate văd eu greșit. Metali verifică. Dacă mergi la un bărbat să-i spui că e foarte arogant și începi să-i spui, faci evangelizare cu el. Frate, am văzut că te porți arogant. Nu-i așa? Hai să spui drept, nu-i așa? L-ai pus la colț și vrei ca el să hotărască, spui, da, frate, așa-i. Nu, bărbață, nu recunosc așa. Nu recunosc nici în fața femeilor lor, nu în fața ta. Nu, el nu poate să vă... Dar te duci elegant la el și spui, frate, uite, am observat lucrul ăsta, poate văd greșit. Poate văd greșit. Calculează și dacă vezi că e așa, trec două săptămâni când ăsta se roagă, meditează și spune, frate, să știi că ai avut dreptate. Nu în totul, să n-aibă satisfacție totală, nu în totul, dar o mare parte ai dreptate. Dacă mai vezi ceva, anunță-mă. Și așa vegheau frați în biserica primară. Așa unul se ridica predicator și toată lumea era bucuroasă, altul se ridica cântăre, de la noi, Domnule, de la noi, când au greșit, atunci când cu tare am mers, l-am sprijinit, ne-am rugat pentru el, altul are darul, de la noi, Domnule, pentru că am vegheat unii asupra altora. Doamne, ajută! Frații mei, asta înseamnă să ai credința lui Iisus. Să fii însoțită cu pocăință. Să o poți trăi în părtășia Domnului. Data viitoare, când o să vin la dumneavoastră, probabil o să continui mesajul de seara asta. Seara asta o să mă opresc aici. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și încă o dată, e frumos să fii în casa Domnului. Te-a așezat Dumnezeu undeva, stai acolo. Se îndepărtează doar asperitățile. Și la un moment dat, când se va începe a lucra numai cu șmirghel, finuț așa, lucrarea e pe final. Dumnezeu te poate folosi în orice lucrare pentru slava și gloria Lui. Nu rămânea original, ci lasă-te prelucrat. Doamne ajută! Amin!